Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune Omul între cer și pământ. Suntem, reamintim, pe calea inimii bune. De fapt, și înainte să știm că eram pe calea inimii bune, noi eram acolo. M-a întrebat un pacient zilele acestea, de unde știm că am făcut bine? Și vedeți, dacă facem o analogie, organismul nostru este un barometru destul de bun pentru starea noastră de bine. De unde știi că te simți bine? Ai putea spune, nu te supără nimic, nu te doare nimic, că organismul funcționează așa, echilibrat. Din punct de vedere spiritual, atunci când lucrul pe care l-ai făcut e bun, este extrem de plauzibil, ca să nu spunem direct legat, de faptul că te vei simți bine, vei avea efecte pozitive, bune, frumoase în viața ta și în viața oamenilor de lângă tine. Asta este o măsură a binului pe care îl facem. Există însă, din punct de vedere karmic, anumite lucruri care determină, dintr-un punct de vedere, o istorie puțin întortocheată, pentru că, vedeți, uneori, rezultatele pe care le culeg eu nu provin din fapta imediat anterioară a acelui fapt. Și atunci poți să confunzi această stare de bine, acel lucru care ți se întâmplă, cu o cauză greșită. Și poți să spui, am făcut rău și acum, iată, mi se întâmplă un lucru bun. Da, mi se întâmplă un lucru bun, dar nu legat de acel rău, ci legat de un alt bine pe care l-am făcut anterior, cu mai mult sau mai puțină vreme. Lucrul acesta este extrem de important, pentru că mintea noastră încearcă mereu să găsească argumente prin care să ne spună că, de fapt, nu putem controla realitatea, nu putem controla ce se întâmplă cu noi și mai ales, dintr-un anumit punct de vedere, suntem supuși așa unei, să spunem, fatalități din care nu putem să evoluăm. E interesant că în biologie s-a observat că există bacterii cărora o anumită genă care le-ar permite supraviețuirea într-un anumit mediu le este inactivă. Teoretic, această genă nu ar putea să fie activată decât dacă s-ar produce o mutație. Deci, cum s-ar spune, sub influența unei diviziuni celulare și așa mai departe. Iată însă că unele bacterii au refuzat să moară într-un mediu total ostil și și-au activat această genă. Activarea acestei gene demonstrează faptul că, într-un fel sau altul, suntem stăpânii propriului destin și, cu toate că purtăm pe umeri o linie întreagă de strămoși, pentru că nu-i așa, există lucruri, o soartă comună care împărțim cu cei din familia și din țara noastră, există și lucruri individuale. Și este interesant din acest punct de vedere că atunci când punem o întrebare vieții, viața ne oferă un răspuns particular și individual pentru fiecare din noi. E revalabil pentru mai multă lume, dar este particularizat pentru cazul nostru. Așa se întâmplă și în acupunctură, pentru că atunci când întâlnești un om și întâlnirile nu sunt deloc întâmplătoare, te afli într-un an care are un anumit tip de energie. Așa cum o să vorbim în curând la predicțiile pentru anul care urmează, despre tipul de energie care va guverna și organele care sunt în cota de atenționare, ca să spunem așa. Dar este o anumită zi care este guvernată și ea de un anumit tip de energie. O oră, un anotimp, o anumită fază a lunii. Deci trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte pentru ca tratamentul pe care îl facem să fie potrivit, să fie adecvat
să fie în sensul curgerii fluxului de energie. De exemplu, dacă încercăm iarna să mâncăm pepene, de exemplu, sau înghețat alimente care au o natură rece, vom avea o stare de frig în interiorul organismului, pentru că iarna noi trebuie să mâncăm alimente calde, iar vara alimente reci, care atunci sunt potrivite, ca să contracareze energia din acel anotimp. Așa se întâmplă și acum. De exemplu, în medicina chineză, fiind în perioada de toamnă, acum dominant este elementul metal, ceea ce înseamnă plămâni și intestin gros, într-un cuvânt, imunitatea. Foarte interesant că de curând am văzut un documentar în care cercetătorii demonstrau cu argumente modul în care flora noastră intestinală influențează greutatea. Cât de mult te poți îngreșa sau cât de mult poți slăbi dacă flora intestinală nu este echilibrată. Și dacă stăm bine să ne gândim, o serie întreagă de lucruri pe care le facem, începând de la ceea ce mâncăm, ceea ce bem, cum ne tratăm și așa mai departe, pot fi cauze de dezechilibru a acestei flore intestinale. Interesant este că în medicina chineză acest lucru era știut și stabilit cu exactitate de acum 2000 de ani. Pentru că în medicina chineză intestinul gros reglează imunitatea și diviziunea celulară. Diviziunea celulară este un proces care are loc la fiecare câteva secunde, ca să spunem așa, și este practic cel care guvernează întreaga dezvoltare, nu numai imunitatea, întreaga dezvoltare a organismului. Deci atât cum intestinul gros este implicat în fenomene care au legătură cu cele mai subtile mecanisme din organism. Intestinul gros este implicat în detoxifiere. Intestinul gros este legat de piele. Este așadar bariera care ne apără în interior, dar și bariera care ne apără în exterior. Porii din piele sunt sub controlul plămânilor. Intestinul gros are o funcție mentală și emoțională foarte interesantă. Este implicat în fenomenele de intuiție, fenomenele de interiorizare, fenomenele de meditație. Așadar, cunoașterea de sine, cunoașterea pe cale intuitivă, nu pe cale rațională. Acolo efectul principal sau rolul principal îl are pancreasul, splina și pancreasul împreună, care funcționează ca un organ unitar, dar totuși cu două funcții diferite. Și dintr-un anumit punct de vedere, intestinul gros are legătură cu sentimentul și cu simțul acela al justiției, al dreptății, când uneori ne simțim persecutați pe nedrept, ca să spun așa, deși trebuie să fi înțeles acum, de câtă vreme mergem pe calea inimii bune, că nu există acest lucru pe care noi îl denumim nedreptate, ci există doar o consecință a acțiunilor noastre. Faptul că la un moment dat ai o reacție față de un anumit lucru și vedeți că această reacție vine din mai multe planuri, pentru că avem anumite instincte, ca să spunem așa, avem o natură cumva înnăscută în noi care ne face să reacționăm într-un anume mod. De multe ori ne încredem prea mult în aceste instincte, în sensul că dăm curs mâniei, supărării, tristeții și nu înțelegem că multe din lucrurile care ni se întâmplă sunt proiecții ale minții noastre asupra realității. Apoi, multe decizii pe care le luăm sunt bazate pe educația care am primit-o de la părinți, de la familie, fără să ținem cont că există familii diferite și obiceiuri diferite, unele bune, unele mai puțin bune. E foarte greu să realizezi la un moment dat care din obiceiurile, așa zis, moștenite, în ghilimele, sunt bune și sunt rele, pentru că toate pe cele care le-ai primit, tu le consideri bune. E măsura ta în legătură cu universul și ai sentimentul că, știți cum e, eu sunt mai aproape de mine decât celălalt. Întotdeauna voi avea acest sentiment și această stare. Apoi sunt obiceiurile țării în care trăiești, regiunea, zona geografică. Iarăși, deciziile pe care le iei, fără să-ți dai seama, sunt influențate de acest lucru. Și apoi, deciziile care le iei sunt influențate de starea care o ai. Pentru că, vedeți, când te simți bine, ca să spun așa,
E mult mai ușor să iei o decizie când ești împins la o limită a ta, când te simți rău. Deja luarea deciziei este un proces care s-a complicat și toți acest factor, deci, într-un fel sau altul, fără să ne dăm seama, ne influențează în luarea acestor decizii. Pentru că a reacționa la un lucru care se întâmplă este firesc. Toți analizatorii noștri, începând de la ochi, miros, auz și așa mai departe, și creierul nostru și rațiunea noastră sunt aparate perfecte de reacție și de înregistrare. Așadar, orice trece în câmpul conștiinței noastre, prin dreptul privirii noastre, prin dreptul minții noastre, ne atrage atenția. Suntem furați de acel peisaj. Și faptul că observăm ceva ce se întâmplă în câmpul vizual al nostru sau în câmpul conștiinței noastre nu este un lucru rău. Este un lucru bun, este un lucru necesar. Avem nevoie de prezență de spirit, avem nevoie de o legătură, de o relație cu ceea ce observăm, avem nevoie de un proces prin care să analizăm pentru a înțelege cum trebuie să acționăm. Numai că de aici lucrurile încep să iau o turnură un pic ciudată, ca să spunem așa, pentru că, vedeți, ai observat un lucru, numai că modul în care îl vezi, bun, rău, util, inutil, enervant sau nu, și așa mai departe, nu mai este deja o calitate sau o proprietate a acelui obiect. Și când spun obiect, mă refer chiar și la o persoană. Este o proiecție a minții tale, pentru că anterior acelui fenomen, acelei observații, tu ai fost într-o anumită stare, ai trecut prin anumite întâmplări care ți-au colorat interiorul într-o anumită... Ești mai calm, ești mai nervos, ești mai agitat, ești mai trist, ești mai mânios și așa mai departe. Și atunci vei proiecta această energie asupra observației care o faci. Deci încolo intri pe un făgaș care nu mai este la fel de bun. Pentru că odată ce ai emis această judecată bun-rău, în interiorul tău se vor dezvolta anumite sentimente. Îmi place, nu-mi place, să fac ceva. Vei avea o atitudine. Atitudinea aceasta, bazată pe un anumit mod de gândire, te va face să spui ceva, să acționezi, sau cel puțin să gândești, într-un fel. Toate trei lucrurile, din punct de vedere spiritual, produc consecințe. Interesant este că, printre cele mai importante consecințe, le suporți datorită gândurilor. Deci gândurile sunt mai puternice decât faptele și ceea ce spunem. Pentru că ele trebuie să fie primele, celelalte nu se pot dezvolta fără ele. Și atunci, deja cataloghezi lucrul într-un fel, ai o emoție, emoția respectivă te face să elaborezi un plan, planul te conduce la acțiune, te împinge până în acel punct în care trebuie să faci ceva. Faci ceva? Țineți minte că am plecat în acest drum de la o imagine pe care noi o interpretăm greșit. Confundăm realitatea din exterior cu ceea ce provine de fapt din interiorul nostru. Și atunci, baza pe care am făcut acest raționament este principial greșită. Atunci, evident că acțiunea pe care o vom face nu va fi o acțiune corectă și la sfârșit ne vom și bucura de acea acțiune. Toți acești pași pe care îi facem noi fac parte din ceea ce se numește samsara sau roata vieții, care în centru ei are trei animale, porcul, porumbelul și șarpele. Porcul înseamnă ignoranța totală. Nu înțelegi nimic din aceste legi spirituale, ești chiar mulțumit cu starea care o ai și n-ai vrea să schimbi niciodată nimic. Porumbelul sau cocoșul reprezintă acțiunea de a-ți place ceva în mod stupid. Respectiv, dacă doresc să am o mașină, o casă, bani, haine, prieteni, cred că pot ajunge să am aceste lucruri, furând, înșelând, mințind, lucru care, în cele din urmă, întotdeauna mi se dovedește greșit. Șarpele este cel care simbolizează a-ți displace ceva într-un mod stupid, adică am o persoană în viața mea cu care poate nu mă înțeleg bine, la servici, acasă, între colegi și așa mai departe. Și vreau să scap de această persoană, n-aș dori să mai am de-a face cu ea, dar aleg o cale greșită pentru că vorbesc urât, devin violent, acționez cu răutate. Lucrurile acestea mă scapă aparent de acea persoană din viața mea. Numai că ce să vezi,
săptămâna sau luna următoare, voi fi confruntat cu o altă persoană și cu o altă situație, la fel ca cea de care eu credeam că am scăpat, pentru că nu pot să scap în felul acesta. Nu trebuie să am o atitudine? Ba da. Nu trebuie să fac ceva ca să scap de o persoană de acest fel? Ba da. Dar trebuie să procedez într-un mod corect, într-un mod grațios, ca să spunem așa. Nu de alta, dar din punct de vedere pur economic, e mult mai rentabil să te confrunți cu o situație negativă o singură dată decât să o reiei de 10 ori și de fiecare dată să consumi timp, energie și alte lucruri și sănătate de obicei ca să rezolvi această problemă. Și atunci, toți acești pași pe care îi facem de la observarea, judecata, acțiunea, ne conduc la culegerea unui rezultat. Și dacă lucrul pe care îl facem este negativ, va fi inevitabil să culegem un rezultat negativ. Iar rezultatul negativ din această lume sunt suferința și moartea. Asta este consecința lucrurilor negative pe care le facem. Deci noi ne apropiem de moarte, ca să spunem așa, oricum ne apropiem, pentru că însăși intrarea în viață este un lucru care cuprinde în el germenele acestea al morții. Pentru că vorbim de elementul metal, există o diferențiere subtilă între taoist și budist, pentru că budiștii au evitat cumva să introducă elementul metal în ciclul celor cinci elemente, pentru că metalul simbolizează și moartea și renașterea. Și atunci cumva au vrut să evite această noțiune a morții, deși iată, în roata vieții, ideea de moarte este prezentă, dar și ideea de a trece dincolo de acest lucru. În schimb, la taoiști, elementul metal face parte inclusiv din ciclul primordial al creației, pentru că și acolo există un prim ciclu al celor cinci elemente, care la început este apa, apoi este focul, apoi este lemnul, apoi este metalul și în cele din urmă pământul. Interesant este că această corespondență în ordinea celor cinci elemente, ordinea în lumea în care trăim noi este lemn, foc, pământ, metal și apă. Ea s-a schimbat. Acel ciclu primordial s-a desfășurat și s-a produs o singură dată. El este cel care a generat, spun taoiștii, desfășurarea și acea energie continuă de desfășurarea celorlalte cicluri. Dar vedeți, elementul metal apare imediat după elementul lemn. Lemnul înseamnă vegetația. Vedeți, apa. Apa la început era apă peste tot. Focul înseamnă energia, cuvântul divin, energia creatoare. Apoi, lemnul înseamnă viață, înseamnă ființe, înseamnă plante, înseamnă ceva care trăiește, ceva care se adaptează, dar și ceva care are o voință proprie. Voință proprie supusă voinței divine. Asta se întâmplă până când apare elementul metal. Metalul este și cel din care se fac săbile și cel din care se fac acele de acupunctură, cel din care se face un cuțit sau se face bisturiu. Iată, depinde cum privim acel metal, ce imagine proiectăm asupra. Dar vedeți, imediat după lemn, după viață, apare elementul metal, care simbolizează cunoașterea profundă, cunoașterea intuitivă, dar și moartea, dar și dreptatea, justiția, nu? Acea cădere din rai, care omul a cunoscut binele și rău. A vrut să-și facă dreptate de unul singur, are o voință proprie, dar nu mai este supusă voinței divine, sau este supusă, și atunci acest lucru se numește non-inițiativă. Când facem ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi, înseamnă non-inițiativă, înseamnă că tot ceea ce facem este în direcția în care divinitatea ne îndeamnă să facem acel lucru. Și iată deci că pasul pe care îl facem, căderea din rai, ca să spunem așa, este în momentul în care energia lemnului, ceea ce înseamnă ficatul și vezica biliară, temperamentul, curajul de a lua decizii, vederea și spirituală și vederea fizică sunt dependente de elementul acesta lemn. Foarte interesant, vezica biliară este organul pereche al uterului. Uterul este o matrice considerată în medicina taoistă amestec de apă și foc. Exact așa cum suntem și noi, amestec de apă și foc. Corp și spirit, energie și materie. Și iată deci că acest
element de lemn, dacă își pierde capacitatea de adaptare la lumea în care trăiește, va muri. Dacă încearcă să cucerească lumea în care trăiește, va muri. În schimb, dacă se adaptează perfect, va putea să construiască o bază solidă, pentru că după elementul de metal urmează pământul, stomacul și pancreasul. Adică, să spunem așa, partea rațională, partea de analiză. Dar vedeți că și din punct de vedere energetic, vesica biliară, ficatul au legătură cu temperamentul ceva născut, dar și cu instinctele noastre care ne ajută să ne adaptăm, să supraviețuim. Metalul are legătură cu intuiția, cu planul acela profund de evoluție spirituală. Și pământul are legătură, de exemplu, pancreasul reglează gura, vorbirea. Deci, până în acel moment, nici nu era nevoie de vorbire, totul funcționa pe cale intuitivă. Era suficient să privești cu atenție și informația venea la tine. Dar metalul ne-a dat acea capacitate de a judeca, capacitatea aceea de a fi justițiar, de a căuta să impunem justiția noastră. Și atunci, această structură ne-a făcut să vorbim prea mult. Și am vorbit cu elementul pământ fără să mai ținem cont de partea aceea de intuiție și partea aceea de vedere spirituală corectă, partea aceea de adaptare. Și atunci, automat, cum spuneam și în samsara, creăm anumite consecințe pe care nu le putem evita. Interesant este faptul că și dacă facem lucruri pozitive, nici acolo nu putem să evităm rezultatele. De aceea, Calea Inimii Bune, emisiunile care le-am făcut cu acest subiect, sunt practic pași sau repere care ne învață cum să ieșim din acest cerc vicios, cum să nu ne afundăm, cum să facem în așa fel încât lucrurile pe care le primim și le dăruim să se transforme în lucruri bune și lucruri pozitive. Dacă ne gândim că atunci când facem un lucru, lucrul respectiv este o modalitate de a schimba lumea în care trăim, suntem un pic mai aproape de adevăr. Dar să nu uităm că nu există posibilitatea de a schimba lumea în care trăim fără să dăruiești, fără să spese de ceilalți și fără să iubești. La un curs de budism la care am fost de curând, maestru a fost întrebat ce înseamnă iubirea adevărată sau care este diferența dintre iubire și dorință. Și vedeți, dacă ne gândim la iubirea adevărată, un prototip extraordinar este o iubire așa cum este între mamă și copilul ei. Este o iubire care oferă totul necondiționat, fără limite, nu obosește niciodată, nu se plictisește, nu dă înapoi, luptă până la capăt, respectă pe cel de lângă ea, îl ajută să-și împlinească visele, îngrijește și nu cere nimic în schimb, nu așteaptă nimic în schimb. Dacă vrem să vedem care este nivelul nostru de iubire la care am ajuns, putem să facem două exerciții, sau chiar trei. Așa spun și francezii, jamais deux sans trois, niciodată două fără trei. Putem să vedem raportat la iubirea maternă cât de multe din aceste caracteristici ale iubirii avem. Apoi putem să vedem care este relația pe care o avem noi cu părinții, pentru că, așa cum se spune în oglinzile eseniene, în cele șapte oglinzi, relația pe care o avem cu părinții noștri reflectă relația pe care o avem cu divinitatea. Și apoi este al treilea exercițiu, acel exercițiu prin care ne imaginăm la început, pentru că lucrurile pe care la început ni le imaginăm se transformă în realitate. Ne imaginăm cum ar fi ca suferința, durerile oamenilor din jur să le luăm în sufletul nostru, acolo să le ardem ca într-un cuptor, să le prelucrăm, să le transformăm în ceva frumos și să redăm omului de lângă noi speranța și încrederea, retransmițându-i această energie reciclată, ca să spunem așa. Poate că pe lângă ecologia reciclării deșeurilor, care este atât la modă
în secolul în care trăim și care este o tehnică binevenită, poate că ar trebui să existe și niște laboratoare de reciclare a deșeurilor din sufletele noastre. Poate că deșeurile din sufletele noastre apasă planeta mai mult decât o fac așa zisele gunoaie, în ghilimele, produse de societatea noastră de consum. Și poate că dacă am reușit să ardem mai eficient aceste murdării, poate că lumea în care suntem ar arăta mult mai bine. Organul care reprezintă cuptorul sau arderea în corpul nostru este intestinul subțire. Și intestinul subțire este, deloc întâmplător, organul pereche al inimii. Ambele grupate sub influența elementului foc. Punctul cardinal sud, soarele, lumina. Nu degeaba Apollo era zeul luminii și zeul vindecării, zeul medicinii și zeul intuiție și al ghicitului. Și avea o săgeată care întotdeauna mergea la țintă, pentru că țintea cu inima, nu cu mintea. Da? Iată deci că, într-un fel sau altul, aceste elemente pe care le purtăm în noi, la nivelul intestinului subțire, ele sunt arse, prelucrate și transformate în ceva ce ne este util. Sau, dacă nu ne este util, suntem îndemnați să renunțăm. Să știi când să spui nu, să știi când să renunți. Este un lucru extrem de important. M-a întrebat o pacientă de curând dacă aș putea să-i fac un tratament ca să se lase de unul din vicii care este fumatul. Și așa cum le-am spus oamenilor dintotdeauna, nu există vindecare care să vină din exterior. Nu există echilibru care să vină din exterior. Nu există nimic care să vină din exterior. Totul vine din interiorul nostru. Și atunci, voința proprie și modul în care privești un anumit viciu, de fapt, știți când te poți lăsa de fumat? Te poți lăsa de fumat când ajungi să vezi partea luminoasă a vieții și când ajungi să înțelegi care este suferința aceea, care este teama, care este sentimentul de abandon, care este nedreptatea, care este lucrul care te roade și te-a îndemnat să încerci să îți astâmperi foamea, ca să spunem așa, cu altceva. Ai încercat să te păcălești și ai încercat să cauți o cale ușoară, ca să spunem așa. De multe ori avem sentimentul că lucrurile simple sunt și ușoare. Nu există așa un lucru simplu, pentru că vedeți și un act de acupunctură, care este poate printre cele mai simple obiecte, să spunem așa, deși a fost nevoie de mult progres tehnica metalurgiei ca să se ajungă la forma actuală. Și noi la ora actuală avem fabrici care produc milioane de ace de acupunctură în fiecare zi. Ce bine ar fi dacă am avea și suficientă minte să le folosim. Că fabricarea acelor nu vine la pachet și cu mintea care să folosească acele. Și nu din numărul acelor constă efectul lor. De fapt, în acupunctură, lucru interesant este că dacă te uiți la cineva care face acupunctură, din numărul de ace pe care le pune și le folosește, poți ști cât de evoluat este nivelul lui. Dacă, de exemplu, omul respectiv folosește într-un tratament 50-40 de ace, înseamnă că este pe drumul cel bun, la început. Dacă folosește 20-30 de ace, înseamnă că deja a câștigat ceva experiență și a avansat un pic pe acest drum. Poate fi mândru de el. Dacă folosește 10 ace, deja înseamnă că a început să înțeleagă despre ceea ce este vorba în acupunctură. Dacă folosește 2 sau 4 ace, înseamnă că a atins un nivel de evoluție spirituală în care vede dincolo de aparențe. Iar dacă nu folosește niciun ac și ajunge un singur cuvânt ca să
facă bine omul de lângă el, înseamnă că a ajuns la acel nivel la care suntem cu toții destinați, dar este un nivel pe care nu-l poți învăța. Este un dat. Iar datul acesta este rezultatul deschiderii minții și inimii și asta este rezultatul lucrurilor bune pe care le facem oamenilor din jur. Deci nu se învață, se primește cadou, se primește cadou ca răsplată pentru bunătatea care am arătat-o, pentru grija care am purtat-o ființelor din jurul nostru. Este interesant că în definirea coeficientului de inteligență se ține cont actualmente foarte mult de rezolvarea problemelor și a sarcinilor în diferite feluri, dar nu se ține cont de bunătatea din sufletul omului. Vedeți, este un alt fel de coeficient, coeficientul bunătății. Dacă vreți să faceți un experiment, v-aș sugera să luați o carte cu un text mediu sau puțin dificil de înțeles. Să citiți acest text și să vedeți ce înțelegeți din el, o pagină sau două. După care, în luna următoare, străduiți-vă să faceți cât mai multe fapte bune. Și știți că viața ne dă atât de multe oportunități de a face fapte bune, încât nu putem să le ratăm. După ce trece această lună în care v-ați făcut viața grea, ca să spun așa, străduindu-vă să faceți fapte bune, recitiți acea pagină, același text pe care l-ați parcurs cu o lună înainte și încercați să vedeți ce înțelegeți în acest moment. Pot să vă spun eu, ca să anticipăm un pic, că veți înțelege mult, mult, infinit mai mult decât ați înțeles prima dată. Deci dacă înțelegerea asta ar fi depins doar de mintea noastră, probabil că nu s-ar fi schimbat nimica. Și apoi, înțeleptul spune, toate cărțile au paginile albe. Ceea ce scrie pe acea pagină, noi suntem cei care alcătuim textul. Noi deschidem cartea și în momentul acela noi scriem textul pe care tot noi îl vom citi. Pentru că noi așa, dintr-un singur cuvânt, oameni diferiți pot înțelege lucruri diferite. Este suferința aceasta de care vorbeam în roata vieții, este o suferință constantă, pentru că e o suferință a schimbării. Vrei să te agăzi de ceva fix, vrei să încerci să, cum spuneam și în acupunctură, vrei să te întorci la starea de echilibru anterior. Nu mai poți. Starea de echilibru anterior a fost atunci. Acum este o altă stare de echilibru și o altă stare de echilibru. Între stările de echilibru există stări de dezechilibru. Nici nu ai putea ajunge la o stare de echilibru fără să fii într-o stare de dezechilibru. Se întâmplă de multe ori, de exemplu, ca persoanele care au tulburări la nivelul vezicii biliare să aibă o anumită criză de detoxifiere, pentru că dacă sistemul hepatobiliar este prea încărcat, el trebuie drenat și atunci asta îți dă o ușoară stare de greață, o ușoară stare de vom, o ușoară stare de amețeală. Unii oameni se sperie și zic, vai, dar ia uite-te, acel tratament poate nu este cel mai potrivit pentru mine. Nu este adevărat, este exact modalitatea prin care organismul înțelege să scape de ceea ce este în plus, să se detoxifice, prinde acest moment. Pe de altă parte, este faptul că suferi, este el însuși o suferință. Punct de vedere spiritual, se spune că mintea noastră nu poate să observe decât un singur obiect. Acum, dacă acel obiect pe care îl observă mintea noastră este starea de sănătate sau starea de boală, rămâne de văzut. Până nu se comută atenția de la starea de boală la starea de sănătate, este destul de dificil să ajuți un om pe acest drum de transformare, pe acest drum de evoluție, pe acest drum de echilibrare. Este destul de dificil pentru că depinde de noi ce vedem. Oportunitatea sau ghinionul, întâmplarea sau lucrul bine determinat, controlul sau voința divină. Depinde de noi ceea ce alegem. Și
Pe calea inimii bune se spune că un om care are cu adevărat inimă bună trebuie să dea dovadă de 12 calități. Calitățile acestea sunt mai mult decât simple calități. Sunt, de fapt, un mod de viață, un mod de existență, o credință interioară puternică care nu se schimbă așa cum bate vântul. Nu se schimbă în funcție de persoana care o ai în față, de interesul pe care îl ai și așa mai departe. Prima caracteristică este să fii o persoană de încredere. Adică, vedeți cuvântul acesta, încredere. Sună foarte frumos în lumea în care trăim noi. Încredere, adică să știi că exact cum este în Biblie pilda aceea în care se duce acel centurion la Iisus și spune: am un ostaș bolnav, aș vrea să îl vindeci. Dar nu e nevoie să vii până acolo. Spune un cuvânt și el sigur se va vindeca, că și eu dacă dau un ordin, știu că se va executa. Iată, nu e nevoie să verifici, ai încredere că lucrul se va face așa. Încrederea însă este un lucru greu de câștigat, pentru că de obicei dacă n-ai încredere în tine, nu poți avea încredere în cei din jur. Și modul acesta de a-l suspecta pe cel de lângă tine de lucruri negative este un vierme care roade adânc în esența ființei, pentru că acea stare de neîncredere este permanent alimentată de mintea noastră, care ne oferă mereu argumente prezentate într-o asemenea natură. De fapt, de fiecare dată când suntem triști, invidioși, mânioși, anxioși, obosiți și așa mai departe, mintea noastră nu vede corect realitatea. Aproape sigur nu o vede corect. Și atunci oferă încredere ca să primești încredere și faci lucrul respectiv bine, nu pentru că te observă cineva, ci pentru că ai conștiința și plăcerea și bucuria de a face un lucru bine. Știi că poți să-l faci. Poți mai mult decât atât. Doilea punct, loialitatea. Loialitatea este un lucru foarte interesant, pentru că, de exemplu, la biorezonanță, pe harta emoțională este un parametru pe care eu îl urmăresc destul de des. Loialitatea este... Eu aș defini loialitatea ca anduranță. Anduranța în medicina sportivă se referă la capacitatea de a menține un efort la o intensitate cât mai mare, o durată cât mai lungă de timp. Cu cât un sportiv reușește să mențină efortul la o intensitate mai înaltă, pe o perioadă mai lungă de timp, cu atât performanța lui va fi mai bună. Așa și cu loialitatea. Capacitatea de a fi alături de o persoană, capacitatea de a urmări un obiectiv, capacitatea de a-ți susține ideea, acea capacitate, nu ești entuziasmat la început și gata, renunți la primul obstacol, sau dacă cineva este împotrivă. De fapt, știți care este semnul că lucrul respectiv este bun și începe să funcționeze? Când încep să fie diferiți oameni împotriva lui. Cu cât sunt mai înverșunați și mai împotriva lui, înseamnă că acolo sigur ai atins un anumit grad de adevăr pe care, dacă îl dezvolți, te vei dezvolta și tu ca om și, culmea, îi vei ajuta și pe cei din jurul tău. Punctul 3 spune aici să fii de ajutor. Să fii de ajutor înseamnă că nu întrebi, nu-ți găsești scuze. Nu întreb, da, de ce, da, cum, da, eu, da, chiar acum, dar nu pot, n-am timp, cu cât mă plătești sau așa mai departe. Fii de ajutor. Ești într-o anumită situație, ești într-un anumit punct, oferă ajutorul pe care poți tu să-l dai, maxim din ceea ce poți să faci. Nu te zgârci. Nu e nevoie să faci acest lucru gândindu-te la vreo recompensă, pentru că recompensa va urma de 10 ori mai mare. Este garantat acest lucru. Fă binele care poți să-l faci, ajută atunci când poți să ajuți și fii sigur că ajutorul acela se va întoarce la tine. Și știți ce e uimitor? Că de cele mai multe ori cercul acesta prin care ți se întoarce binele, care este cum ar veni desface roata vieții în sens invers. De data asta nu mergem spre distrugere, moarte, mergem spre creație și viață. De multe ori se întâmplă ca exact binele care l-ai făcut unui om, iar el îl face altui om și acela altui om și acela altui om, să ajungi la al 100-lea om
care, beneficiind de binele care l-ai făcut tu, să-ți întoarcă acel bine fără să știe că măcar tu ești acea cauză. Punctul 4, prietenos cu toți. Prietenos cu toți înseamnă să ai acea atitudine de să nu judeci. Nu judeca, încearcă să te abții. Vorbește frumos cu oamenii din jur. Ajută-i să se înțeleagă, ajută să înțelegi și tu, lucrează împreună cu ei, pentru că împreună lucrând, ideea nu este cine e mai bun, cine câștigă, cine a învins. Ideea este ce am învățat și cum putem transforma o situație să fie benefică și pentru mine și pentru omul de lângă mine. Cum? Cum putem face să... Care e varianta câștigătoare și pentru mine și pentru el? Că dacă e doar pentru mine, nu e câștigătoare cu adevărat. De aceea este importantă această atitudine de a fi prietenos cu cei din jur. Punctul 5, curtenitor, și punctul 6, amabil. Le-am spus împreună pentru că politețea și amabilitatea trebuie să treacă dincolo de aparență. Sigur că poți întreba pe cineva ce mai faci, sigur că poți întreba, poți să-l asculți politicos, dar cel mai frumos este să-l asculți cu sufletul. Să spui întrebarea: ce anume îl face pe omul respectiv să treacă prin acele schimbări? Ce anume îl transformă? Ce anume îl face să simtă în interiorul lui nevoia de a-ți povesti un anumit lucru? Și o să constați cu uimire că problema de care îți vorbește el este o problemă care te frământă și pe tine. Soluția pe care o găsește el sau pe care o găsești tu este o soluție care se potrivește în ambele cazuri. Universul așadar v-a pus împreună ca să găsiți împreună o soluție. Nu încercați să o găsiți separat, pentru că exact asta universul vă dă indicii. Știți celebrul detectiv Sherlock Holmes, care din cel mai mic indiciu putea să spună o poveste întreagă? Așa suntem și noi, suntem detectivii propriei noastre existențe. Și din cel mai mic lucru, pe de altă parte, acea căldură interioară se regăsește în punctul 7, care spune aici să fii ascultător și mai ales spune să asculți cu atenție. Ascultă cu mare atenție ce spune omul din fața ta, ce spune corpul lui, ce spune privirea, ce spun gândurile lui, ce spune sufletul lui. Trece dincolo de aparențe. Nu judeca după circumstanțe, nu judeca după haine, bani sau alte lucruri. Ascultă cele mai frumoase povești care le-am primit în ceea ce fac eu, sunt poveștile pe care inimile oamenilor mi le spun când ajung la mine. Și deschiderea inimii unui om este un lucru extrem de dificil. De fapt, aș spune că procesul de vindecare trece prin această deschidere a inimii. După deschiderea inimii urmează deschiderea minții și apoi urmează schimbarea realității, nu înainte de a înțelege cine ești și unde ești, unde te găsești. Pentru că de multe ori inima este oglinda noastră și avem nevoie de oglindă din când în când, și nu neapărat pentru aranjarea coafiurii, ci mai ales pentru aranjarea privirii, ca să spunem așa. Poate că, așa cum îmi spunea o pacientă de curând, cu toții ar trebui să ne punem un reminder pe telefon, să sune din jumate în jumate de oră, să ne aducă aminte să zâmbim. Pe de altă parte, dacă avem nevoie de un astfel de reminder în lumea în care trăim, înseamnă că poate nu suntem tocmai în locul potrivit. Punctul 8. Se zice aici vesel și nu posomorât. Știți acei oameni care de multe ori au o atitudine încrâncenată? Sunt ambiționați și împing lucrurile înainte foarte puternic, încercând să oblige universul, oamenii din jur să acționeze, iar dacă nu reușesc acest lucru, devin posomorâți. Sau acei oameni care, dacă nu primesc ce vor ei când vor, sunt extrem de triști. Sau acei oameni care
au foarte multe lucruri, dar nu sesizează această motivație și au atunci o stare de lipsă de bucurie. Această stare de veselie este o stare de mulțumire, o stare că ne-am trezit de dimineață, o stare că am putut respira, o stare că am putut mânca, o stare că am putut vorbi cu oamenii de lângă noi, o stare că am putut auzi un cuvânt frumos. Milioane de stări care ne pot determina veselie, mai ales dacă înțelegem că ele ne sunt un dar. Nu este de la sine înțeles că trebuie să te trezești în fiecare dimineață, nu este de la sine înțeles că mergi, nu este de la sine înțeles că respiri, nimic nu este de la sine înțeles. Durează o perioadă să conștientizezi abundența de daruri din viața ta și atunci poate vei reuși să te transformi și să devii și tu un dar în viața celor din jurul tău. Punctul 9, economicos. O să ziceți ce înseamnă economicos, să fac economie la bani? Da, poate și asta, să economisești. Să economisești resursele, cu siguranță. Nu risipi apa, nu risipi energia, nu risipi hrana. Dar mai ales, fii economicos cu cuvintele. Fii zgârcit cu cuvintele care le spui, mai ales cele rele. Abține-te, nu le spune. Nu te costă nimic să nu spui un cuvânt rău. Dar nu fii economicos în ceea ce privește bunătatea și cuvintele frumoase care le spui oamenilor. Lasă-le să fie cât mai multe, că din cât vei dărui, atât mai mult vei avea. Punctul 10, curajos indiferent de consecințe. Cum spuneam înainte, consecințele nu trebuie să fie acea stare în care îți poți pierde viața. Deci acolo este un punct în care trebuie să ne oprim, dar indiferent de consecințe înseamnă că să-ți asumi ceea ce faci, să-ți aperi ideile pentru care lupți, să încerci să-ți păstrezi bunătatea și verticalitatea și nu să dai dreptate celui bogat, celui renumit și așa mai departe. Să încerci să duci lucrurile până la capăt încercând să le faci cât de bine poți tu în acea stare. Sunt mulți oameni care au planuri minunate, sunt oameni care își doresc diferite lucruri, dar poate nu reușesc întotdeauna să finalizeze aceste planuri. Poate că uneori le-au întrerupt din diferite motive, poate că au fost momente în care le-a fost greu, dar noi cei de acum nu mai suntem acei cărora le-a fost greu în acel moment. Deci nu avem de ce să ne oprim, nu avem de ce să ne limităm. Noi înșine ne limităm, noi înșine ne spunem, nu are rost, nu se poate, nu avem cum, nu avem de unde și așa mai departe. Noi înșine. Și atunci nu are rost să ne limităm pentru că putem mai mult decât atât. Ne trebuie puțin curaj. Curajul acela de a vedea un pic mai departe decât ceilalți, curajul acela de a schimba anumite lucruri care nu merg și pe care nimeni n-are curajul să le schimbe. Curajul acela de a spune la un moment dat despre ceva când toți se ascund de teama consecințelor sau așa mai departe. Sunt multe momente ale istoriei în care unii oameni au fost pur și simplu curajoși și au schimbat lumea. Pentru că au avut curajul să facă lucruri pe care toți ceilalți le considerau inutile, prostești, fără eficiență, fără speranță, fără nicio șansă. Ba, mai mult decât atât, oamenii ăștia chiar s-au încăpățânat. Chiar ceilalți trăgeau înapoi de ei și încercau să-i convingă, dar vedeți, ei au folosit această energie ca să meargă mai departe. Această energie a contradicției, a negativității, au luat-o, au transformat-o în cuptorul acela alchimic, intestinul subțire al organismului, s-au proiectat cu o energie de transformare minunată care a schimbat viața lor și a celorlalți. Culmea este că aceia care încercau să-i oprească în momentele acelea, după o perioadă au ajuns să le mulțumească pentru schimbarea care o produseseră. Punctul 11, curat. Curat înseamnă gândurile acelea bune și luminoase în interior, starea aceea de liniște și pace, dorința aceea bună de a ajuta, ideea aceea de a face ceva fără să aștepți nimic în schimb, bucuria plină de fericire că ai putut să ajuți și să fii de folos ție și celui din jur. Într-un cuvânt,
această stare de curățenie e un exercițiu interesant din punct de vedere spiritual. De fiecare dată când faci curat în casă, gândește-te că faci curat în sufletul tău. De fiecare dată când faci curat în sufletul tău, gândește-te că faci curat în lumea în care trăiești. De fiecare dată când faci curat în lumea în care trăiești, gândește-te că faci curat în universul care este în jurul tău. Una peste alta, în acupunctură, atunci când echilibrăm organismul, ajungem la o astfel de stare de curățenie. Știți, unii pacienți îmi spun că au simțit o stare pe care nu au mai simțit-o din copilărie. Și ce cuvânt mai caracteristic este pentru acea stare din copilărie decât o stare de bucurie și de curățenie interioară? Am curățat energiile negative care n-aveau ce să caute acolo, în interiorul organismului. Punctul 12, evident, față de care nu putea să existe o cale inimii bune, este credința și respectul pentru adevăratele valori spirituale și, evident, pentru divinitatea care ne ajută și ne întreține și ne susține în fiecare zi. Sigur, aici există o discuție întreagă și fiecare alege pentru el însuși o cale potrivită de a-și manifesta această spiritualitate. Însă, dacă am vrea să definim așa, ca să spunem, credința, cred că este acel moment în care iubirea pentru oameni este mai importantă decât dreptatea și este acel moment în care lăsăm la o parte toate, să spunem, ritualurile, toate diferitele tipuri de credință și singurul lucru care există în inima noastră, indiferent de anotimp, de culoare, de rasă, de, este iubirea pentru cel de lângă noi, dăruirea pentru cel de lângă noi, respectul pentru cel de lângă noi, răbdarea pentru cel de lângă noi. Pentru că toate aceste lucruri sunt extrem de importante și să nu uităm că de fiecare dată când vrem să înțelegem ceva, există anumite forțe din univers care conlucrează și care ne ajută foarte mult să ne echilibrăm. Ne ajută foarte mult să înțelegem ceea ce altfel n-am putea să înțelegem. Dacă, de exemplu, din punct de vedere energetic, echilibrarea meridianelor de acupunctură dezvoltă nivelul nostru de acceptare, de înțelegere, de adaptabilitate, ne echilibrează emoțional, din punct de vedere spiritual, rugăciunea are același puternic efect de curățire și de echilibrare și ne deschide inima pentru a lăsa să pătrundă acolo acea energie cu adevărat creatoare. Poate că nu este întâmplător că ce este în inima noastră, nu? Un gol. Interesant că exact acel gol face ca organismul nostru să funcționeze minunat și inima să-și facă acea funcție de pompă, dar inima are o funcție simbolică mult mai importantă, pentru că gândiți-vă la acea mișcare, exact ca mișcarea unui val care pompează, nu? O mișcare de du-te, vino, o mișcare de apropiere, o mișcare de depărtare, o mișcare prin care dăruim, o mișcare prin care primim, ca și respirația noastră. Totul în natură are legătură cu acest ritm și calea inimii bune ne învață, de fapt, să fim mereu în acest ritm al universului, acest ritm al dăruirii și al primirii și mai ales acest ritm care ne învață cum să fim mai buni. De aceea, pe finalul emisiunii, vă doresc fiecăruia dintre dumneavoastră să vă găsiți calea inimii bune și să aveți curajul să mergeți pe ea. Vă mulțumesc!